Amintiri frumoase mă leagă de tine. De Alex. Îmi duc aminti de doi copii pe care i-am ținut în brațe, cu care m-am jucat, care ori de câte ori când mergeam la părinții mei și la bunicii lor, când audeau suneria, săreau pe canapea, săreau în geam, erau ca două păpuși vii, care stăteau gata să spargă geamul, auzind că vine Emmy. Eu să vă spun de o iubire pe care Timea a arătat-o pentru noi, a arătat-o pentru voi, că de aceea suntem toți aici. Și am să vă spun de ce. În desele mele vizite la Oradea, în timpul serviciului, poposeam la Marcel și Lenică și erau doi copii năzdrăvani, cu zâmbetul pe buze. Și acum o văd pe Timea și pe Alex, râzând, țătând de bucurie, cântă canapea, cântă dulap. Și nu odată îmi spunea, și am să vă spun acum de iubirea ei, îmi spunea: așa te iubesc, Emmy, de te rup în două. Este trist, dar este frumos să știi despre un copil, despre puritatea lui, despre iubirea lui, despre iubirea lui la superlativ, fără nicio barieră, fără egoism, care poate să spun așa, pentru că probabil nu-și găsea cuvinte, decât că așa mă iubește, e bine să mă rup în două. Timea, te iubesc, te iubim. Și pentru moment ai reușit să ne frângi în două. Pe noi, pe prietenii tăi, pe apropiații tăi. Dar știu că frângerea asta și ruperea este doar pentru un moment, pentru tine, o clipă pentru tine, ceva mai mult pentru noi, dar nu atât de mult încât să nu putem aștepta, pentru că știm că cerul este real, știm că Dumnezeu este real. Știm că Dumnezeu ne va pune la oaltă atunci când la glasul Lui o va striga și pe Timea și ea îi va răspunde cu același zâmbet cu care mă întâmpina de atâtea ori, cu care mă întâmpina de atâtea ori. La revedere, Timea! Puțin timp, aproximativ 10-11 ani de zile, am fost patru frați. Suntem aici, încă 12 pe drum. Sora noastră e fratul nostru. Să nu vă imaginați că am fost copii cu minți, nici măcar plictisitori. Întotdeauna am avut un geam de spart, o
palmă de dat. Aici atât nu ne-am plictis. Tocmai de asta timpul să ne lipsească foarte mult. Cuvintele sunt prea puține. Prea mult nu am de spus. Doar că mă uit în fața mea și nu pot să cred ceea ce se întâmplă. Cu toții te iubim, Timea, foarte mult. O să ne lipsești și mai enorm. Și cu Domnul suflet așteptăm să ne revedem. Să reîncepem ceea ce nu am apucat să terminăm. Amin. Cine vrea să se căsătorească Timea când era mică. Se numește Sanache Marcel. Și știți că a avut dreptate. Apropo, a avut dreptate. Pentru că tata căsătorit-o cu Hristos. Și va veni vremea când acolo va fi în haina albă, așa cum e acum în sicriu, în haina cu care a fost botezată, căsătorită cu Hristos. Așa va fi și acolo. Vreau să spun câteva cuvinte pentru că eu reprezint și familia mea care a rămas în state și era luni. Aproape că n-am avut curajul să-i zic băiatului meu, lui Denis, de ceea ce s-a întâmplat, pentru că a adormit Timea. Însă m-am dus la școală, l-am luat și i-am spus. A început să plângă și pe mașină am mai scos un cuvânt. Și am spus, Denis, ce s-a întâmplat? Și el mi-a zis, de ce a murit Timea? Și am încercat să-i spun că Dumnezeu a chemat-o și a dormit. N-a murit, a dormit. Toată noaptea n-a putut să doarmă Denis. Și soția mi-a spus, nu știu ce să-i fac. Îmi pare rău că din grupul acesta frumos de verișori, ea a trecut atât de repede la odihnă și aș vrea să amintesc încă un lucru pe care ea mi l-a spus, nu de mult, eram în Italia. Mi-a zis așa, multele sunt atât de mândră și am spus, de ce, Timea? Pentru că voi sunteți trei frați care slujiți pe Dumnezeu, sunteți pastori. Și nu știam ce să zic. I-am spus, așa este. Și doresc ca fiecare dintre voi, mai ales că sunteți copiii noștri, să slujiți pe Dumnezeu. Iar i-am spus, încercăm unchiule, ne rugăm. Dar atât de bine îmi pare că fac parte din familia aceasta și din biserica aceasta. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat ca familie. Mai ales în Italia, când am fost, frații au vizitat-o și tot veneau, iar unul dintre asistenții de acolo a spus, ce, sunteți familie așa de mare? Și am spus, da, suntem biserică. Au rămas frumos impresionați. Vă mulțumim tuturor și bunul Dumnezeu să odihnească și la revenirea Lui să se întâlnească toți verișorii aceștia împreună, toți copiii aceștia și împreună toată familia. Amin. Aș vrea să comemorăm un moment. E unul greu și am nevoie de Enike, pentru că știu că de la ei trebuie să vină aceste ultime cuvinte ale necrologului. Poți să vii? Ține. Într-o zi, Timea a pus o întrebare grea.
auzit ea ceva de pe la spital? Și întrebarea aceea a fost, sau cererea ei a fost: mamă, spune-mi despre moarte. Aș vrea să ne spună Enike cum au fost momentele acelea. Și apoi va veni o întrebare și pentru Marcel. Era miercuri, acum o săptămână. Știmea era internată la terapie intensivă în Oradea. Dimineața când am plecat de acasă, m-am rugat și am spus: Doamne, te rog astăzi, învață-mă ce să-i spun copilului meu. Dă-mi putere să știu cum să o încurajez și ce să-i vorbesc. Și imediat când am ajuns la spital, a venit medicul și asistenta în salon, au întrebat-o cum se simte și a zis: bine. Asistenta a zis: dacă ai dureri, te rog să ne spui. Și a zis: nu am dureri. Imediat au ieșit afară și mi-a saltat la mine și a zis: mami, ce a vrut să spună asistenta? Păi, a vrut să spună că dacă ai dureri, ei vin și îți dau calmant. Nu, mami. Spune, mami, adevărul despre moarte. În momentul acela am simțit că mi se rupe inima din mine. Am uitat în ochii ei și am început să plâng. Și am spus: Timea, adevărul este că nu mai este mult. Sunt pe moarte. Și am zis: da. Mami, te rog să-mi promiți că nu vei plânge. Promite, mami, că nu o să plângi. Și am spus: Timea, nu pot să-ți promit asta. În schimb, vreau să-ți promit altceva. Că la revenirea lui Hristos, vreau să fiu prima care te voi strânge în brațe. Și o să mă rog Domnului să-ți dea cea mai frumoasă coroană din cer ție pe frunte. Aș vrea în momentele acestea să schimb locul cu tine. Dar Dumnezeu a hotărât altfel. Mi-aș dori atât de mult să dau viața mea. Dar nu se poate altfel. Și imediat mi-a spus: vă iubesc. Vă iubesc din toată inima mea și vreau să fiți fericiți. Și am spus: Timea, pe pământul acesta nu există fericire. Noi vrem să fim fericiți cu tine în cer și numai acolo putem să avem desăvârșită fericire. Ne-a rugat să-l chemăm pe Alex imediat de la școală. L-am sunat și a spus: chemați-l pe Alex pentru că vreau să-i spun că-l iubesc. Dar dacă nu ajunge până când eu nu mai sunt, vă rog frumos să-l asigurați că-l iubesc și să mă ierte dacă eu am greșit cu ceva. Copilul meu a fost un copil bun. A fost prea demn pentru suferința grea pe care a suportat-o. În fiecare moment ne cerea scuze că ne deranjează. Și mai mult de atât, a iubit. A iubit atât de mult, încât nu știu dacă vom putea vreodată să ne imaginăm câtă dragoste a existat în inima ei. Se simțea neiubită. Își dorea prezența multor oameni în jurul ei. Și când Marcel a întrebat-o: cum vrei să fie?
Vrei să fim doar noi? A spus nu. Vreau să fie multă lume. Și vreau să vă mulțumesc că astăzi i-ați împlinit această dorință și sunteți alături de ea. Și vreau să-mi promiteți și să-i promiteți lui Dumnezeu că nu veți lipsi nici unul din împărăția Lui. A mai fost un moment printre lacrimi, dar probabil cu ochii înspre cer. A trebuit ca părinții să stea în fața unor promisiuni. Cineva a rostit cu glas stins, cu puterile din urmă, promite. Marcel, știm o parte din ceea ce s-a promis, dar vrem să știm de la tine. Știm că a fost scris, dar vrem să ne respui momentele acelea. Cu un timp înainte de a închide ochii, m-a rugat să o iau în brațe. Era dificil să o țin în brațe pentru că avea scară și pe spate și era foarte dificil. Dar m-a rugat să o iau în brațe. Și am vorbit cu ea și mi-a zis să vreau să le mulțumesc tuturor care au fost alături de noi. Care au făcut ca eu să mai am încă un an de har. Și vreau să vă mulțumesc în numele ei pentru că ați fost alături de ea. Fiecare dintre dumneavoastră, Biserica Adventistă, colegii pastori, bisericile din Șepreu Știința, toți cei care sunteți aici, Antena 1, Fundația Mereu Aproape, toți cei care, colegii de la liceu, i-au încurajat-o foarte mult, toți cei care au activat pe Facebook și au scris mesaje. Apoi a trebuit să o pun din nou jos și cu voce stinsă, pentru că nu avea voce pe care s-o aud, doar șoapte. A repetat toți să fiți acolo. Toți. Să nu lipsiți niciun. Era tulburată și mereu îi cioteam la ureche, încrede-te în Dumnezeu. Pune-ți nedejdea în Dumnezeu. Închide ochii și dormi liniștită și nu o să-ți fie greu deloc. Iar atunci când te vei trezi, ne vei vedea din nou, dar în alte condiții. Și mi-a promis lucrul acesta. Așa și-a dorit. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră. Și vreau să vă spun că Dumnezeu ne-a dat un dar prețios, o comoară. Dar astăzi ne-a luat jumătate din ea. Ne-a mai rămas jumătate de care să avem grijă. Este ales. Și îmi vrea ca acest pământ să se termine cât mai repede. Să vină cât mai repede. El știe ce a făcut, noi nu știm. Ne e greu, ne doare. Credința s-a întărit. Dar durerea ne frânge inima și ne face să ne dorim cerul și mai mult. Și mai mult. Amin. Vreau să vă aduc aminte că vom cânta imnul ca un cep setos de ave. Și dacă cineva astăzi își pune întrebarea de ce, aș vrea să o pună mai ales în legătură cu cei vii. Eu mi-am pus-o deseori. Acest de ce, dar în dreptul meu. Acest de ce, dar în dreptul copiilor mei. Și vă spun că mult m-am gândit la asta. De ce
De ce noi trăim? De ce noi suntem sănătoși? Și dacă n-avem răspuns la întrebarea de ce unul este bolnav și se duce atât de repede, apoi noi cei vii avem răspuns la întrebarea de ce mai trăim. Știm pentru ce trăim. Vă invit să cântăm împreună imnul care i-a plăcut atât de mult, ca un cerb setos de ape.
dincolo de emoția care ne copleșește în ocazia aceasta, este soare, asta înseamnă speranță. A fost un an pentru Enico, pentru Marcel și pentru Alex, pentru Timea, un an al încrederii în Dumnezeu, al speranței. Și chiar dacă astăzi este ocazie de doliu, este încă speranță. Și tot ceea ce ați spus este un mesaj al speranței și pentru asta merită să fie lăudat Dumnezeu. Anul acesta n-a fost doar pentru familia Sanache, un an al rugăciunii, ci și pentru corpul pastoral din conferința Banat. Sunt aproape toți colegii tăi, Marcel, aici, simțind împreună cu voi, pentru că de-a lungul întregului an am fost lângă voi, sprijinindu-vă în rugăciune și rugându-L pe Dumnezeu să-și împlinească voia Lui în viața voastră, precum vrea să-și o împlinească în viața fiecăruia dintre noi. Aș vrea să dau citire câtorva gânduri care vor rămâne în casa voastră. Cei pe care atât de mult i-am iubit, dar pe care într-o zi i-am pierdut mai apoi, nu sunt, nu vor fi niciodată departe de noi. Îi vom auzi discret, fredonând, odată cu adierea ușoară de vânt. O veți simți pășind răbdători alături de voi, chiar fiind singuri, vă veți simți din nou ca și când erați cu ea și, ah, era așa de bine. O veți simți zâmbind spre noi luminos, odată cu căldura soarelui generos, pentru că acolo jos, în adâncul inimii noastre, în locul acela tainic, secret, de nimeni atins, unde gândurile, amintirile și visele toate vor împleti armonios și fără spini, cu luna. Încet, dar sigur, îi vom păstra alături de noi, pe totdeauna. Când dorul acesta, ce pare acum și este atât de fierbinte, atât de intens și atât de necuprins, da, va putea și va rămâne pentru voi ca pentru fiecare părinte un dor de-a pururea nestins. Chiar acum, în ceasul de dureroasă, dar nădăjduim doar temporară despărțire, ținem să vă asigurăm că rămânând alături de voi, dragi membri și aparținători ai familiei Sanache, vom păstra o plăcută amintire celei care a fost și sora noastră de credință, Timea, pe care cu toții am admirat-o și am respectat-o, fiind o deosebită și tenace luptătoare, dovedind până în ultima clipă un neobosit spirit al biruinței. Cu respect, considerație și aleasă prețuire, colegii familiei pastorale, alături de conducerea conferinței Banat. Și un text biblic, 1 Tesaloniceni 4:14, care spune: credem că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Aceasta este speranța noastră, încrederea noastră și a voastră. Amin.
puternică. Dragă Marcel, dragă Alex, port în cuvintele mele gândurile de împreună simțire ale conferinței noastre și apoi port gândurile de împreună simțire ale familiei mele și aș vrea să vă spun câteva gânduri care m-au uimit. Nu am fost uimit în urmă cu un an, am fost surprins, v-am purtat în rugăciuni, am încercat să răspund celor mulți care m-au întrebat despre voi și despre Timea. Am fost surprins de speranța pe care ați lăsat-o să transpară din mesajul pe care l-ați trimis. Timea și-a luat biletul pentru noul Ierusalim în urmă cu un an. Am văzut aici speranța voastră despre care vreau să mai spun câteva cuvinte. În cer veți ajunge odată. Și în cer nădăjduim să ajungem împreună. Locurile sunt pregătite deja și sunt sigur că de astăzi încolo, când veți vorbi despre a doua venire a Domnului Iisus, veți vorbi cu totul altfel decât ați făcut-o până acum. Dragă Marcel, când vei vorbi despre a doua venire a Domnului Iisus oamenilor, sunt sigur că o vei face altfel decât ai făcut-o până acum. Pentru că îți vei dori din toată inima nu numai să te întâlnești cu Domnul Iisus, ci vei dori grabnic să te întâlnești cu Timea, căruia până la momentul acela o să-i duci Domnul. Cel ce adeverește aceste lucruri vă spune că în casa Tatălui locașurile sunt deja pregătite și pentru noi toți cei care suntem aici cuvinte din sfârșitul cărții sfinte: eu vin curând. Aceasta este singura speranță pe care putem să mai avem în asemenea momente. El este gata să vină. Vino, Doamne Iisuse. Amin. Amin.
prințesa noastră, scumpa Timea Patricia, a trecut la odihnă. După suferințele din ultimele luni, și-a dorit această odihnă. Biletul spre Noul Ierusalim l-a luat deja cu un an în urmă în biserica din Șefreuș, la botez. Și-a vrut din toată inima că după ce va deschide din nou ochișorii ei, să ne vadă pe toți acolo, nici unul din noi să nu lipsească. Alex, mama, tata, bunii și toți ceilalți. I-am promis că așa va fi. M-a rugat să mulțumesc din nou tuturor celor care ați fost alături de noi și ați făcut posibil ca prin ajutorul vostru să mai avem un an de har. Vă mulțumesc în numele ei, tuturor, cu speranță. Am citit luni gândurile astea, Enike, Marcel, Alex. Și cu durere le-am trimis mai departe colegilor. Bisericii care a sperat alături de voi, s-a rugat împreună cu voi, a așteptat minunea și acum poartă, măcar o parte din durerea și din povara care va apăsa. Am citit gândurile astea și seara când am mers acasă de la birou, le-am citit de câteva ori și ieri, le-am mai citit și azi dimineață și am avut impresia deodată că gândurile astea țin de o relatare scrisă întâmplată acum 4.000 de ani, aproape. Așa zice în Cartea Facerii, în capitolul 37, de la versetul 33. Așa zice în ziua aceea în care 10 copii ai lui Iacov i-au adus o haină sfâșiată și muiată în sânge. Iacov a cunoscut-o și a zis, este haina fiului meu. O fiară sălbatică l-a mâncat. Iosif a fost făcut bucăți și și-a rupt hainele, și-a pus un sac pe coapse și a gelit multă vreme pe fiul său. Toți fiii și toate fiicele lui au venit să-l mângâie, dar el nu vroia să primească nicio mângâiere, ci zicea, plângând mă voi cobori la fiul meu în locuința morților, și plângea, și plângea, și plângea pe fiul lui. Enică și Iosif a avut doar 17 ani. Marcel, de o vârstă cu fica ta, a fost și copilul acesta. Era odorul unui Iacov rămas fără Rahela. Era un copil atât de frumos și de cuminte și credincios. Un copil care a zis, tată, iată-mă, sunt gata să te ascult și să merg unde mă trimiți. Și s-a dus să facă bine și nu s-a mai întors. I-au adus o haină sfâșiată și muiată în sânge. Și durerea lui Iacov a fost mare, parcă-l și văd, luându-l în brațe pe cel ce-a mai rămas din Rahela și mai rămăsese doar Beniamin. Și-au plâns amândoi. Și poate că și Beniamin l-a întrebat pe Iacov, de ce, tată? Era cel mai cuminte dintre noi. Era cel mai credincios. Tată, ești patriarhul, ești prorocul. Întreabă-l pe Dumnezeu, de ce? Și deși era patriarhul și prorocul, Dumnezeu nu i-a spus lui Iacov de ce. Și Iacov a plâns o zi, o săptămână, o lună, a plâns un an. Și au trecut ani, fără ca Iacov să știe că lacrimile lui sunt în zadar, că un plan mai mare decât planurile omenești se consumă. În vremea asta, Iosif, copilul acela, trădat de frații lui, e prins al Egiptului. Și după 20 și ceva de ani, într-un moment greu pentru familia lui Iacov, are loc și marea întâlnire. Marcel, cum o fi suportat inima lui Iacov? Vestea adusă de ceilalți fii, Iosif trăiește și nu-i un om oarecare, e prințul Egiptului. Oare ce-o fi simțit Iacov la momentul întâlnirii cu fiul lui acolo în Egipt, când Iosif le-a spus,
nu voi, m-ați vândut și privea pe frații lui în ochi. Tată, un plan mai mare decât planurile noastre și dorințele noastre omenești, Dumnezeu a rânduit în așa fel. Să plâng, că am plâns, tată, când a fost vândut. Mi-a fost greu departe de voi și ați plâns și voi, dar Dumnezeu a pregătit ceva mai mare, peste capacitatea noastră de a înțelege. L-a plâns în amintire și privind haina muiată în sânge, iar acum trăia cu inima zbătându-se să iasă din piept la bucuria că fiul lui e prinț. E prinț. Se încheie cartea afacerii cu cuvintele lui Iosif, prințul, prins într-un program mai mare decât omul putea înțelege. Și spun ultimele versete ale cărții, i-a chemat pe frații lui și i-a pus să jure. Când Dumnezeu vă va cerceta și va veni marea zi a eliberării, să luați și oasele mele, să le duceți în țara Canaanului. Și Cartea Sfântă a doua a Scripturii, Exodul, spune că la 430 de ani de la vremea robiei, în noaptea de 14 Nisan al anului mare al izbăvirii, oștile Domnului au ieșit din țara Egiptului și au luat cu ei și oasele lui Iosif, așezându-le în pământul sfânt al țării promise. Undeva peste timp în Noul Testament găsim tabloul fantastic al eroilor credinței, Evrei 11. Și acolo se spune despre el, prințul Iosif, prin credință Iosif, a pomenit despre eliberare și tot prin credință a cerut să-i fie duse oasele în țara Canaanului. Dar cercenii, că povestea asta adevărat o știți de acum 4.000 de ani. Dar astăzi este povestea și experiența voastră. Alex, în brațele părinților, cu siguranță ai plâns. Tot anul acesta și în ultimele zile, dar ca și Iosif, ca și Iacov, părinții tăi nu-ți pot da răspuns la întrebările care te frământă. De ce Timea și de ce acum? Marcel, ai ales să slujești pe Dumnezeu, lăsând casă și masă, mergând acolo între noi în zona Banatului. Și te-ai rugat în tot timpul acesta și Dumnezeu pare să nu-ți răspunde la rugăciune. Marcel, Enică, ca și lui Iacov, vă dorim acum toți cei prezenți să aveți parte de ziua aceea în care, nu ca și acum, ci în trup de slavă să vă întâlniți prințesa și să o întâlniți pentru totdeauna. Dragii mei, astăzi oasele acestea le vom lăsa aici, în Egiptul acestei lumi, dar v-a pus să jurați că veți fi acolo la marea zi a întâlnirii, când oasele acestea vor fi îmbrăcate în trupuri de slavă. Alex, să nu lipsești. Enică, Marcel, să vă pregătiți pentru asta. Și cu cel mic pe care de mult l-ați spus în așteptarea acelei zile, toți și cei dragi în preajma voastră și cei care v-au slujit să fie acolo. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Primiți împreună simțire a celor 7.000 de bănățeni rămași acasă, care astăzi plâng alături de voi, dar întrezărești ziua aceea când totul va fi îmbrăcat în slavă și când prințesa noastră va lua haine de lumină, pentru că biletul e cu ea. Dumnezeu să odihnească și pe noi toți să ne pregătească pentru ziua aceea mare. Dragii mei, pâinea vieții pentru momentul acesta, cuvântul sfânt, va fi frânt pentru noi în această ocazie de președintele Bisericii Adventiste de ziua 7 din România, pastorul Marius Munteanu, pe care îl invit acum să ne aducă mesajul adânc al cuvântului. Ce familie are Dumnezeu! Ce popor credincios! Ce mulțime adunată a încurajare, a putere trăită și transmisă, a unei nădejdi ce animă viața,
și îl leagă iremediabil de sursa vieții veșnice. Cred că primele vorbe din Scriptură pe care le învață un copil creștin care ajunge și la biserică sunt din Psalmul 23. Că îi aud mai pe toți părinții când vor să transmită altora certitudinea că cel mic e apropiat de Domnul și de biserică, spune Psalmul 23. Cred că Timea știa Psalmul 23. Vă salut, dragi frați creștini, în numele credincioșilor adventiști din țară și în numele pastorilor adventiști din România. Vă salut pe voi, drag coleg Marcel și familie, și în numele conducerii europene a Bisericii Adventiste de ziua 7, personal din partea secretarului general, colegul nostru Magdalena și Barna. De un an de zile, Timea a devenit curent național. Nu trebuie să îi mai spui numele de familie. E Timea. Nu cred că este Biserica Adventistă în România care să nu se fi rugat măcar o dată pentru Timea. Nu cred că este. Întrebarea tuturor, înainte și după rugăciune, era ce noutăți sunt despre ea. Predica voastră de astăzi e mai puternică decât orice vorbă ar fi rostită de mine sau de un coleg păstor. Timea ne-a învățat pe toți că viața cu Dumnezeu există în orice condiții. Numele Timea este sinonim cu liniște, cu perseverență în credință. Voi, colegii ei, prietenii ei de generații, i-ați fost alături și ați arătat în felul acesta că îi împărtășiți nădejde. Când spune Psalmul 23, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Accentul întregului pasaj e așezat cu respect în fața păstorului. Și caut vorbe ca să-ți spun, păstorul meu, cât ești de bun. Și caut cântec pentru a te slăvi. Dacă ar fi să deschid astăzi Biblia pentru voi, dragii mei, nu aș deschide la un pasaj care ar vorbi despre credință, pentru că am văzut deja credința aici. Nici nu aș pune întrebarea de ce, înlocuind-o cu care este scopul. Nu ne-am adunat aici să vorbim despre teologie în primul rând, ci să dovedim frăție. Pasajul din Sfânta Scriptură, spre care vă port atenția, este unic. Este una din minunile Mântuitorului, Domnul Iisus Hristos, dar are cel puțin două particularități. Nu se mai găsesc elementele acestea nici unde în Scriptură, nici măcar în biografia Domnului Iisus Hristos. Iisus a părăsit ținutul Tirului și a venit iarăși prin Sidon la Marea Galilei, trecând prin ținutul Decapole. Suntem la Evanghelia după Marcu, al 7-lea capitol. S-au întâmplat multe lucruri în Decapole, chiar multe minuni în Decapole. Numai că în acea ocazie i-au adus un surd care vorbea cu anevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. Aici ar putea fi vorba de voi, dragi părinți. Voi nu aveți nevoie astăzi de o predică de la mine.
E posibil să nu auziți. Și nu vă pun întrebări pentru că nu vreau să aduncesc durerea voastră. Dar vă iau pe toți cu drag. Și îl rog pe el care a fost la multe alte mormântări să-și pună mâinile peste voi. Și particularitățile acestui pasaj urmează. El l-a luat la o parte din norod, foarte curând noi plecăm. Și oricât de trăite și simțite ar fi urările noastre, rămâneți singuri. Și asta ne doare și mai mult. Dar el, păstorul din Psalmul 23, rostit de tineia și de ceilalți copii, l-a luat deoparte sau când a plecat norodul. I-a pus degetele în urechi, i-a atins limba cu scuipatul lui. Nimeni nu știe mai bine ce are nevoie o familie în suferință. Dar Hristos, maestrul minunilor, izvorul tuturor miracolelor, puterea veacurilor, când nu mai e norod, în seara aceasta, dacă nu mai sunt urechi să audă făgăduința, atinge tot urechea. Dacă nu mai sunt vorbe care ar putea fi rostite, atinge el limba voastră și mai face ceva. Apoi și-a ridicat ochii spre cer, e primul semn particular al acestui pasaj. Nu mai e nicio altă minune în cadrul căreia, înainte de a rosti ceva, Domnul Iisus să-și ridice ochii spre ceruri. Și o învățătură pentru orice vârstă, pentru orice veac, pentru orice credință și biserică, zi de odihnă. Sursa adevărului, a puterii, a sănătății, a evlaviei e în ceruri. Și El, Marele Iisus Hristos, își ridică ochii spre cer și mi-i face ceva. Veți observa că n-a spus Domnul Hristos în pasajul acesta decât un singur lucru. Iar voi astăzi n-ați venit pentru predică, ci să fiți o predică. Și a ridicat ochii spre cer, a suspinat. E al doilea semn particular al acestui pasaj. E ca la mormântare astăzi. V-ați așteptat la Dumnezeu să trâmbițeze, să fie un aleluia, să fie un glas puternic, să fie un înger coborât din ceruri. Să fie un cor? Nu. Dovada pentru voi, dragi prieteni, că Dumnezeu vă este alături, e tăcerea Lui și suspinul Lui. A suspinat și a zis: voi, părinții și fratele și familie, deschideți-vă urechea și gura și credeți că Cel ce este viu în veacul vecilor știe măsura credinței și a suferinței voastre. A suspinat și a zis: deschide-te! Deschide-te tu, inimă necredincioasă, în fața unei dovezi de adevărată credință. Deschide-te tu, mormânt, într-o bună zi și primește răsplata trudei tale cu Iisus Hristos. Deschide-te tu, minte, a plecat prea mult către preocupările tale și urmează un asemenea exemplu. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Și pasajul continuă cu concluzia. Îndată i s-au deschis urechile, i s-a dezlegat limba și a vorbit foarte deslușit. Suspinul lui Dumnezeu de astăzi de la mormântarea tinei este un amestec, poate un hibrid, între tristețe
și frustrare, într-o izbucnire de mânie și un plâns de neoprit, dar un suspin. Și după ce a trecut momentul, știți și voi ce e suspinul. Știți și tu care ți-ai pierdut soția sau soțul. Știu și eu care mi-am îngropat sora. Știu suspinul lui Dumnezeu și prezența lui ca un braț puternic aici. Și după ce vi se vor deschide din nou urechile ca să ascultați Psalmul 23 și limba ca să vestiți făgăduințele Domnului, în activitatea voastră pastorală veți putea vorbi foarte deslușit. Iar voi care ați fost aici veți avea datoria să trăiți un asemenea exemplu și să povestiți în toate locurile unde veți merge și să preluați credința aceasta pe propriile voastre drumuri din valea umbrei morții și să nu uitați că cel ce este viu are puterea să împlinească vorbele acestea. Nu uitați când vom încheia înmormântarea. Se va retrage tot norodul. Hristos va rămâne cu ei, dar dovediți-vă frăția și în continuare. Păstrați-i și în zilele următoare alături, prin telefoanele și mesajele voastre. Nu intrați într-un vacarm al lumii care ne acoperă orizontul. Fiți alături de ei. Hrăniți-vă împreună speranța. Și primiți într-o bună zi bucuria celui care va transforma suspinul într-un strigăt de laudă, prin puterea pe care o are să schimbe toate lucrurile. În numele Lui și pentru slava Lui veșnică. Amin? Amin.
Și al durerii. Dorim ca din nou să înălțăm privirile spre Tine în aceste momente și să-Ți mulțumim, Doamne, pentru că și în astfel de situații Tu ne oferi speranță și mângâiere. Vrem să-Ți mulțumim încă o dată pentru frumusețea acestei vieți, pentru frumusețea caracterului Timei și a influenței pe care o lasă pentru toți tinerii, pentru toți cei prezenți în locul acesta și pentru toți cei care au cunoscut-o. Fă, Doamne, ca această influență să lucreze pentru mântuirea multora. Îți mulțumim și pentru speranța și credința pe care i-ai așezat-o în inima părinților și a celor dragi și apropiați. Ajută, Doamne, ca această speranță și credință să rămână până la sfârșit, iar în ziua aceea măreață, să fim cu toți împreună. Doamne Iisuse, Tu ai promis că vei veni curând, iar rugăciunea noastră este aceasta. Vino, Doamne Iisuse, în numele Mântuitorului Te-am rugat. Amin. Aici se încheie prima parte a serviciului divin de înmormântare. Urmează să ne deplasăm spre locul de odihnă al Timei. Invităm pe toți cei care doresc și pot să ne însoțească. Ne vom deplasa în următoarea ordine. Colegii pastori și tinerii care au fost rânduiți vor merge în față cu coroanele. Va urmea fanfara, corpul pastoral, va fi dus sicriul, familia și toți cei dragi. Dorim ca prezența lui Dumnezeu să ne însoțească și pe drumul acesta. Amin. De prieteni și colegi. A trăit intens și la maximum fiecare clipă a vieții ei. Bucurându-se de compania prietenilor, verișorilor și părinților. A călătorit mult, iubind natura și explorând locuri și lucruri noi. În inima ei, micuță, a existat dragoste pentru voi toți.
Unele dintre dorințele ei au fost să aibă parte de o mormântare cu multă lume, să fie așezată lângă frățiorul ei la Alba Iulia și să oferim celor ce participă un CD cu muzica al cărei mesaj a fost un sprijin pentru ea și care să continuă și melodia ei preferată ca un cerb setos de ape. După tine eu suspin. Vreau să-ți fiu tot mai aproape, Doamne, ție să mă închin. Cântarea aceasta, cred că o vom cânta imediat după ce se termină momentul familiei. Duminică 20 septembrie 2015, Oradea, ora 23:34. Prințesa noastră scumpă, Timea Patricia Sanache Ghiorici, a trecut la odihnă, înconjurată de familie. După suferința din ultimele luni, și-a dorit această odihnă. Biletul pentru noul Ierusalim l-a luat deja, un an în urmă, în biserica din Șepreuș, la botez. Și a vrut din toată inima ca, după ce va deschide din nou ochișorii ei, să ne vadă pe toți acolo, nici unul din noi să nu lipsească. Alex, mama, tata, bunii și toți ceilalți. Ne rugăm și sperăm că așa va fi. L-a rugat pe tata să mulțumească din nou tuturor celor care au fost alături de ei și ați făcut posibil ca prin ajutorul vostru să mai aibă un an de har. Așadar, vă mulțumim în numele ei, a dragii noastre Timea, tuturor. Gestul dumneavoastră de sprijin pentru ea nu va fi uitat niciodată de noi, iar pentru ea a fost un dar neprețuit care a întărit-o și încurajat-o cum nu v-au imaginat. Vă mulțumim mult, prieteni dragi! Ați rămas în inima ei pentru totdeauna. Am vrea să avem la finalul necrologului un moment al familiei. După cum Dumnezeu va da putere celor ce compun și formează această familie. Poate că sunt amintiri și aș vrea pentru părinți, atunci când ne vor auzi vorbind, să o încurajăm să simtă că Dumnezeu îi strânge tare în brațe. Printre primii, cred, aș vrea să dăm glas Timei într-un anumit fel. Când era în Italia, după botez, într-un caietel de memorii, și-a scris anumite gânduri, a avut anumite reflexii. Ele au fost adunate într-un fel și puse în așa fel încât să fie o încurajare pentru tinerii care sunt astăzi la această înmormântare. Eu sunt fana care scrie. Nu vă uitați la mine. Un înger de om pe care am avut privilegiul să-l avem printre noi pentru 16 ani, un copil prea demn, așa cum spunea mama ei, Enico, cu prea mult bun simț, care în acest ultim an a reușit să vadă viața într-un mod foarte matur, mult peste vârsta ei biologică. În suferințele pe care le-a îndurat, de multe ori, când vedea tinerii fumând sau nesocotindu-și sănătatea, în diferite moduri, se indigna în sinea ei spunând: nu e corect, nu este drept. Gândind că ea trebuie să sufere atât pentru a-și redobândi sănătatea, iar cei care o au ca o binecuvântare nu o prețuiesc, nu o apreciază, ci o batjocoresc. Păcat. Suferința ei nu a fost în zadar și moartea ei nu a fost în van. Cu siguranță Dumnezeu a știut ce face
și Timea a fost mereu convinsă că el o iubește și nu o trece pe acest drum fără un scop precis. Dar și-a dorit imens ca experiența ei să trezească pe mulți. O viață risipită în cluburi le dă sens. Și-a dorit mult să le vorbească celor care merg pe muchie, cochetând cu compromisul de orice fel. Timea, îngerul de 16 ani, care a iubit viața enorm și care a luptat cu toată demnitatea pentru orice clipă, bucurându-se din plin de familie, de colegi, de prieteni, de apropiați, copilul acesta incredibil de puternic, cu o inimă imensă, în care încăpeau toți, ne vorbește și acum prin experiența ei. Opriți-vă din alergarea aceasta fără sens și prețuiți. Prețuiți viața din plin, cât încă o aveți. Prețuiți sănătatea, făcând tot posibilul să o păstrați. Prețuiți familia, așa cum ea a făcut-o, dorindu-și să îi aibă clipă de clipă lângă ea. Prețuiți prietenii, așa cum ea i-a prețuit, gândindu-se întâi la cei de lângă ea și lăsându-se ultima pe ea. Prețuiți sufletul din voi, toți, oameni de pretutindeni, împăcându-vă cu Dumnezeu, așa cum a făcut-o ea când s-a predat în mâna Tatălui Ceresc. A adormit un înger, însă Timea este vie pentru noi și pentru Dumnezeu și în curând ne vom revedea. În jurnalul ei s-a scris: "This challenge is strong, but I'm stronger than this challenge." Această provocare este puternică, dar eu sunt mai puternică decât această provocare. Timea a ieșit biruitare. De ce, Doamne, un copil? Și de ce așa de vreme? De ce lași răul abil să roade trupul până geme? Astăzi, timpul a trecut. Pentru ea e veșnicie. Pentru alții e zbătut, așteptând o veșnică întâlnire. Nu vrem, Doamne, să ne spui. Moartea nu e de înțeles. Vrem ca în curând să spui: iată cerul ce ai ales.
uite o femeie, să uite copilul pe care l-a lăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei. Dar chiar dacă l-ar uita, totuși, eu nu te voi uita cu niciun chip. Care ar fi acele trei cuvinte de despărțire? M-aș opri la acestea, cu niciun chip. Ce să mai spui după predica pe care am văzut-o? Ce să faci când nu mai ai nimic de făcut? Cum să mai plângi când nici măcar nu ai lacrimi, pentru că durerea tăcută e cea mai dură durere? Cum să mai vorbești când nici măcar voce nu mai ai? Într-o situație similară, Mântuitorul Iisus Hristos întâlnește un convoi mortuar cu un tinerel care și-a încheiat alergarea. În Luca, la capitolul 7, Iisus are un mesaj pentru cei vii și, de asemenea, Iisus are un mesaj pentru cel care nu mai are viață. Mesajul pentru cei vii este format doar din două cuvinte. Este adresat în mod special mamei și sunt cuvintele pe care Timea, de asemenea, mi le-a lăsat de moștenire. Mamă, nu plânge! Acesta a fost mesajul rostit de Iisus. Nu plânge! Nu plânge, tată, pentru că dacă ai spus că eu am fost comoara ta, jumătatea de comoară, comorile pentru o vreme sunt îngropate. Acolo este locul lor, spunea cineva. Nu plânge! Păi cum să nu plâng? Cum să nu plâng când suntem la prohod? Cum să nu plâng când groapa este deschisă, gata, sânghită? Ce bine că voi vă puteți ține de promisiune! Este extraordinar! Pentru că voi puteți să vă țineți de această promisiune, pentru că îl aveți pe Cel care este sursa vieții. Și când îl avem pe Iisus Hristos, oricât de greu ar fi, ne putem ridica privirea spre El și să nu plângem. Pentru că El a plâns suficient pentru noi. Iona, prietenul vostru, ceva timp în urmă a venit cu un profesor la Biserica din Cluj și mi-a rămas în minte cuvintele unui pastor în vârstă care predica cu putere și spunea așa: era în Europa, copilul lui a avut un accident în Statele Unite și pastorul de la biserica unde el era membru l-a sunat pe tatăl copilului decedat, pastor și el de asemenea, și a spus: vină la mormântare. Iar în fața gropii a spus: Carl, știu că știi. Știu că ai predicat altora. Știu că de multe ori ai încurajat pe alții. Acum este vremea să crezi. Știu că voi credeți și laudat să fie Dumnezeu pentru credința voastră. Corpul pastoral din România plânge împreună cu voi, dar crede, tot împreună cu voi, că dincolo de moarte este înviere. Familia pastorală din România suferă alături de voi, dar vrea să cânte imnul biruinței tot împreună cu voi și împreună cu Timea în împărăția cerurilor. Colegii pastori din România, alături de familiile lor, au dat share la vestea că Timea și-a încheiat alergarea, dar și-au asumat că vor da share împreună cu voi la vestea că Iisus Hristos vine repede și va pune capăt suferinței, durerii și morții. M-am uitat pe acea inscripție
și am descoperit de fapt ce este viața. O cratimă. O dată de naștere, o liniuță și o altă dată a decesului. Cineva spune așa, moartea nu este punct. Și m-am bucurat că acolo, pe acea tabă, nu este punct. Dacă vrei, pune o virgulă astăzi, pentru că mai urmează încă o dată. Data la care Iisus Hristos promite, din partea Lui, cu niciun chip nu te voi uita, promite că va veni în locul acesta și va spune acele cuvinte pe care i le-a spus acelui tineret din Luca la capitolul 7. Tinerelule, scoală-te, zic! La momentul acesta nu pot decât să spun, lăudat să fie Dumnezeu pentru credința voastră și cu niciun chip să nu ratăm niciunul dintre noi întâlnirea pe care Iisus Hristos o pregătește celor mântuiți. Dacă cineva poate să uite, dacă o mamă poate să uite, atunci promisiunea lui Dumnezeu este că El nu le va uita. Este promisiunea pentru voi că acest gol care este atât de mare poate să fie umplut tot cu El. Este promisiunea Lui că va pecetului acest mormânt și în ziua învierii va da viață pentru totdeauna. Este promisiunea pentru voi că în ziua aceea, când mormintele se vor deschide, ceea care astăzi își încheie alergarea, așa cum a spus că și-a luptat lupta bună credinței, va primi în dar coroana din partea lui Dumnezeu. Să trăim și să ne destuim și să așteptăm cu dor acea zi pentru împlinirea speranței noastre. Amin. 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 După acela în care înțelegem că trebuie să împlinim ceea ce spune Scriptura cu durere, dar și cu speranță, știm că trebuie să încredințăm părânii ceea ce este părânii. Dar azi, aici, noi toți împreună cu voi știm că dacă Dumnezeu a îngăduit la prințesa voastră, Sfânta noastră soră să încheie alergarea și să treacă la o sfântă, știm și putem încredința că Dumnezeu o va chema la viață veșnică prin îngerii Săi în ziua învierii tuturor celor vreți. Și credem din toată inima că prin îngerii Săi locul acesta va fi însemnat și în ziua învierii de aici va ieși cea care nu va mai simți durerea, nu va mai trece prin încercări, ci va fi într-un fruct slăvit a tuturor celor sfinți, pentru ca să trăiască veșnic împreună cu toți cei care vor fi mântuiți. Dragii noștri, vă invit să ne rugăm Domnului ca El, în mira Sa, să împlinească toate făgăduințele. Bunul nostru Tată, cu inima plină de durere astăzi, strigăm spre Tine să primești rugăciunea noastră. Amin. Să primești cu milă spre noi și în mod special către familia aceasta atât de încercată. Amin. O iubim și apreciem, dar știm că oricât am face noi, numai Tu poți aduce mântuirea în sufletele lor. Numai Tu îi poți face să privească peste ceea ce se întâmplă astăzi cu speranță spre ziua aceea învierii. De aceea astăzi toți ne unim și te rugăm, Tată bun, pune în inima lor mântuirea Ta. Amin. Pune în inima lor speranța Ta. Amin. Și tot să rămână vie până în ziua învierii tuturor celor vreți. Amin. Privim cu speranță și pentru noi, fiecare cei de față. Doamne, binecuvintează-ne Tu ca atât cât suntem vii, credința noastră să rămână tare. Amin. Credem că Domnul Hristos a murit și a înviat, ca și noi să credem că cei drepți care au murit vor învia și cei care vom fi în viață vom fi schimbați ca să ne întâlnim cu Domnul nostru în Hristos. Amin. De aceea te rugăm. În harul Tău înseamnă locul acesta
pentru ca ziua revederii fiului meu să fie o zi plină de bucurie pentru toți cei de față și pentru mulți alții. Până atunci, te rugăm să rămâi cu noi. Și așa cum ai promis că nu o să ne lași orfani, te rugăm prin Duhul Sfânt să însoțești viața noastră zi cu zi. Și așteptăm cu inima și cu dor aprins revenirea Domnului Hristos. Cât mai repede, pentru că în felul acesta se încheie viața aceasta plină de încercări și de durere, să se înceapă veșnicia cu tine în slavă. Amin. În numele, în meritele Domnului Hristos, pe care îl iubim și este Mântuitorul nostru, te-am rugat. Și te lăudăm acum și vrem și veșnic. Amin. Thank you.
familiei pentru împreună simțire dovedită cu această ocazie din Belșug și nu doar cu această ocazie, ci și până acum. Iar dacă astăzi o comoară a fost pusă în locul acesta, așa cum s-a spus, noi toți știm că comorile nu sunt făcute să stea în pământ, sunt îngropate pentru o vreme, pentru ca apoi să fie scoase și puse în valoare. Și credem că Domnul Hristos va face lucrul acesta. Vă mulțumim, Dumnezeu să ne călăuzească pe toți. Amin. 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 Cum a fost dorința Dumnezeu de a oferi un CD cu muzica care a încurajat-o de-a lungul suferinței ei, familia a pregătit un compatist și iar la ieșire, fiecare dintre dumneavoastră poate să primească un CD de felul acesta. Și dacă tot am vorbit despre asta, mai aduc aminte de ceva. I-a pus pe părinți să promită că vor fi acolo. I-a sunat și I-a sunat și la Ionel. I-a sunat și la Otu. Mi-a sunat nouă tuturor celor de aproape, a familiei. Am făcut încă o dată o consacrare și am zis că vrem să fim acolo. Și am vrea cu această ocazie dintre dumneavoastră, fiecare, care vă gândiți că am făcut un lucru bun și că mi-a pus să-i promitem ceva bun. Aș vrea să faceți și dumneavoastră în minte, în gând, către Dumnezeu, să spuneți, Doamne, vrem să fim acolo și să trăiți în așa fel, încât cerul să fie casa dumneavoastră pentru totdeauna. Amin. Amin. Amin.